Să-ți plecă Dumnezeu, ne
Să trăim. Că atunci e bine, când trăiești ceea ce faci, când trăiești ceea ce cânti, sunt prezența Celui Preanal. Că-și întinde mâna peste tine. Că te vede acolo unde ești. Că-ți dea de problema ta. Că știe necazul tău. Știe ce strâmtorare ești. Și are în mâna Lui izbăria. Și are în mâna Lui iertarea. Are în mâna Lui ridicarea. Are în mâna Lui rezolvarea problemei tale. Nu știu cu ce te confrunți după masa aceasta, dar știu un singur lucru, că Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, știe și cunoaște. Aleluia! Aleluia! Îl mărim pe Dumnezeu! Îl glorificăm pe Cel Preanal! Pentru că vrem prezența Lui în mijlocul nostru! Pentru că vrem puterea Lui în adunare! Pentru că vrem ca Duhul Sfânt să miște mult! Să-ți ferme stâncile! Și să-ți atingă de inimile noastre! Și să reverse îndoită putere! De la Cel ce viu! De la Cel ce preanal! Măriți să fie Domnul! Iubiții mei! Am venit înaintea Dumnezeului acestuia! Și vrem ca El să rămână cu noi în mijlocul nostru. Vrem ca El să nu plece de la noi. Și pentru aceasta dorim să-L rugăm să rămână cu noi. Și în rugăciunea aceasta Domnul să binecuvinteze pe fratele Cristi Florea, să aducă rugăciunea aceasta de mulțumire înaintea lui Dumnezeu. Și totodată să roage pe Tatăl Sfânt să lăsăm prezența Lui și puterea Lui în mijlocul nostru. Amin. Să ne rugăm înaintea Lui Dumnezeu. Dimineață, pe la orele 8:30, a fost anunțat că trebuie să mă duc la Uricani și să dau cina acolo. Căci fratele Filip, i-a fost rău și-a căzut în fața blocului. Are nevoie de Dumnezeu. Are nevoie de mâna Lui. Și ar vrea în această seară să aducem o rugăciune pentru acest lucru. Este păstorul bisericii noastre din Burcan. Și avem nevoie de El, așa cum este El, avem nevoie de El în adunarea din Burcan. Și să rugăm pe Tatăl să-și întindă mâna. Și acolo unde este, acasă, în pat, Dumnezeu are putere chiar în momentele acestea să ridici. Că puterea lui Dumnezeu e mare. Dar poate ne pune la încercare în această seară să vadă câți ne rugăm pentru El. Cât simțim cu această familie. Facă Domnul ca în seara aceasta să simțim cu toții. Pentru această familie și să o împedităm în brațul lui Dumnezeu. Și să rugăm pe Domnul să-și întindă mâna și să lucrăm. De ce întârzie nu știm. Dar știm un singur lucru. Dacă poporul va cere cu credință, ce am cerut vom căpăta în numele Lui Iisus Hristos. Slăvit să fie Domnul. Așa că această rugăciune o aduce cu întreaga adunare pentru familia Cazacu, ca Domnul să se îndure de familia aceasta. Să se îndure de capul acestei familii. Să se îndure de păstorul bisericii noastre. Și în toate numele Lui Dumnezeu să se proclamească. Și voia Domnului să se facă în toate lucrurile. Ne rugăm cu toții Domnului.
să fim o familie unită, să fim o familie reală. Familia care iubește, familia Domnului Iisus. Ce minunat e să fii o familie, familia sfântă a Domnului Iisus. Ce minunat e să fii o familie, familia sfântă a Domnului Iisus. Să fim o familie unită, să fim o familie reală. Familia care iubește, familia Domnului Iisus. Să fim o familie. În orice miros plăcut, eu îmi satinea splendoarea, însă nu te-am cunoscut. Te-am văzut în orice floare, în orice miros plăcut, eu îmi satinea splendoarea, însă nu te-am cunoscut. Să nu te-am cunoscut. Te-am văzut în orice ploaie, orice buie curge vânt. Eu îți am puterea, însă nu te-am cunoscut. Tu îmi dă-mi via iubire, eu pe tine te-am văzut. Te-am văzut murind pe cruce, între doi cântari Iisus. Tu îmi dă-mi via iubire, eu pe tine te-am văzut. Yeah.
mare tăcirii, așa cum am văzut-o în Bilda și mai înainte, urmată de bucuria întoarcerii, de bucuria primirii. Eu am trăit și cred că nu sunt un caz singular, nici măcar izolat. Și în strada aceasta Bilda a scris cu atât de mulțumire în inimă poezia "Mulțumesc, Tată". Când am plecat, sedus de vraja lumii, de cântecul sirenelor sonor, eu nu vedeam nici marginea cerului, nici adâncimile deșertăciunii, ci totul îmi părea strălucitor. Plecarea mea îți aducea durerea. Și nepăsarea mea o aducea. Mi-a urmărit cu ochii triști cărarea, dar m-a înghițit cu lăcomie zarea când înaintea mea se deschidea. M-a înșelat, fragilă boleală. A fost o cursă clinică de acint. Îmi tot mințeam privirea cu beteală, trăind într-o lumină ireală, dar inima nu am putut să o mint. Căci am văzut că lumea nu-ți oferă oricât ai vrea plăceri din ea să stoci decât un rol pe o scenă pasageră. Iar când decorul, foaie efemeră, se schimbă brusc, primești un rol la porci. A fost contactul cu realitatea. A fost prohodul viselor murind și am rămas în toată nuditatea, pierzând un straiul ce e demnitatea când am privit la roșcove cușin. Mai este pentru mine îndurare? Mai poate sfidătorul fie dat? Mi-e foame, Tată! Mi-e și frig și doare această întunecată depărtare. Primește-mă, te rog, să-ți fiu argat. Veneam sfios. Un om bătut de soartă, aflat doar la un pas de prea târziu, dar tu mă așteptai de mult la poartă. O drasa ta, care fusese moartă, venea argat, dar o primeai ca fiu. Mi-ai pus pe un mertat de haine nouă. M-ai încălțat și mi-ai dat și e-mail. Îmi încălța în ceană bob de rouă, când m-ai cuprins cu mâinile amândouă, tăind apoi și cel mai gras vizeu. Cine ar putea iubi la fel ca tine? Și cine ar putea la fel ierta? Eu am venit de pe cărări străine, dar m-ai primit așa cum se cuvine unui moștenitor din casa ta. Mă arde o dorință, Sfinte Tată, că celălaltă față e împălesc. Aș vrea că de acum viața toată trăită în slujire neîncetată să fie un continuu mulțumesc. Oh,
găsi prin lumea cât belșug de har, când nevoi mă copleșesc amar. Cui să-i spun durerea care mi-arde sufletul, de n-ai fi, Iisuse, Doamne, Tu. Vin la Tine cu viața mea, Tu știi frământările din ea. Harul Tău în slăbiciune mi-ajutor de plin. Iisuse, Ție mă predau și mă închin. Unde aș mai găsi o dragoste precum ea Ta, să mă poată zilnic ridica? Cine mi-ar cunoaște sufletul când mi-e răpus? De n-ai fi, Iisuse, scump Iisus. Vin la Tine cu viața mea, Tu știi frământările din ea. Mi-ajutor de plin, Iisuse, Ție mă predau și mă închin. Unde aș mai găsi odihnă ca la sânul Tău, prin furtuna veacului cel rău? Nimeni nu mă înțelege pe pământ. Vin la Tine cu viața mea, Tu știi frământările din ea. Harul Tău în slăbiciune mi-ajutor de plin, Iisuse, Ție mă predau și mă închin. Cu toții, vin la Tine cu viața mea, Tu știi frământările din ea. Harul Tău în slăbiciune mi-ajutor de plin, Iisuse, Ție mă predau și mă a fost când au venit.
ne dă putere să mergem mai departe prin furtuni, prin frică, prin lupte. Domnul Iisus Hristos să fie binecuvântat. Înainte de a vorbi din cuvântul Domnului Iisus, pe harul Domnului Iisus, în luna ce a trecut, am slujit în Germania, în Austria, câteva zile în Spania, frații din, bineînțeles, din Spania, din Berga, alături de frații din Germania, Ingolstadt, Augsburg, Nuremberg, m-au rugat să transmit un salut bisericii noastre și salutul se găsește în Iuda, capitol, din, la versetul 20. Unde spune așa cuvântul Domnului, dar voi, preoților, zidiți-vă sufletește pe credința voastră, prea sfântă, rugați-vă prin Duhul Sfânt. Țineți-vă în dragostea lui Dumnezeu și așteptați îndurarea Domnului nostru Iisus Hristos pentru viața veșnică. Slăviți-vă pe Domnul Iisus Hristos! Chiar dacă Domnul ne-a ajutat și am mers, am slujit acolo împreună cu băiatul meu, cu Elvis și cu un frate, fratele Costel, care am slujit cu Evanghelia, cu cântarea, cu ceea ce Duhul Sfânt ne-a dat, vreau să vă spun că și acolo, ca și aici, sunt fii risipitori. Și zic ca Dumnezeu să îi trezească. Amin. Să facă ca în viața lor să vină acea stare în care să-și vină în fire și să vină acasă. Scumpa mine. Vreau să vă spun, fii risipitori să vin acasă. Amin. Și ce înseamnă copilul tău, prietenul tău, părinții, orice rudenie, să se întoarcă acasă. Amin. Să vină la Iisus. Amin. Și dorința asta, cred că este una cu Duhul lui Dumnezeu. Amin. Știți că una, ultima treaptă la care credinciosul trebuie să ajungă, este iubirea de oameni. Și aici trebuie să fim părtinitori. Iubesc numai pe unul și pe ălalt dau deoparte. Nu? Și când vorbim despre aceste lucruri, când vorbim despre dragoste, cel mai bine știți să vorbim. Dar trebuie să o demonstrăm. Domnul să ne ajute la lucrul acesta. Slăviți să fie Domnul Iisus Hristos. Multe lucruri în viață ni se par atât de ușor de rezolvat. Doar când le vezi, dacă treci pe acolo, prin anumite situații, îți este greu. Pentru că numai dacă ești în groapă, știi ce înseamnă să fii în groapă. Numai dacă ai trecut prin suferință, știi ce înseamnă suferința. Așa este, fraților. Așa este. Stăteam într-o zi acasă și mă gândeam, întâlnisem niște cazuri foarte dificile în Austria, un caz în care într-o familie, unul din membrii familiei a vrut să-și pună capăt zilelor. Și în urma rugăciunilor și a descoperirilor pe care Dumnezeu le-a lăsat, Domnul a arătat cum într-o clasă era o funie și funea aceasta, persoana respectivă vrea să-și o pună, bineînțeles, să spânzure. Și i-a spus, uite și noaptea, Domnul. Și persoana aceea a început să plângă și a zis, nu mai pot. Nu știu ce să mai fac. Oare Dumnezeu pe mine mă mai primește? Dar eu vreau să-mi iau viață. Și am zis, crezi că și în această soluție îți câștigi mântuirea, te primește Iisus? Și-a arătat plasa cu funia care o avea pregătită. A rămas șocat. Dacă Dumnezeu vrea și-ți vorbește și te sfătuiește și te povăzuiește pe care îl drept este din pricina numelui Său. Nu pentru că aș fi sau am fi mai bun unii ca alții. Pentru că e bun Dumnezeu. Slăviți să fie Domnul Iisus Hristos. Citind cuvântul din ziua de astăzi, și toate lucrurile așa vin pe neașteptate. Cum vine Domnul Iisus? Domnul Iisus vine pe neașteptate, că nu te aștepți. Biblia zice că vine ca un hoț. Nu că El este hoț, dar ca un hoț. Hoțul vine că nu te aștepți. Și ceea ce s-a întâmplat astăzi, de azi dimineață, toate lucrurile așa au fost pe neașteptate puse în ziua de astăzi, în viața mea și cred că și în viața lor fratele Ghiță Turcu. Că de azi dimineață Domnul ne-a pus așa să slujim împreună și la Unican și aici și Dumnezeu să-și facă numele de slavă. Amin. Amin. De ce spun lucrul acesta? Pentru că azi dimineață eram, prima dată m-am gândit, zic, mă duc la adunare la noi și stau și mă bucur cu frații, dar un gând mi-a venit, zic, măi, luna asta n-am apucat să iau cina. N-am apucat, că așa a fost situația.
Dar hai să profit de ocazie și știam că la Unican se dă cina. Și a zis, mă duc să iau cina acolo. Și Dumnezeu a făcut ca să ne putem bucura de ceea ce Dumnezeu vorbește și a vorbit și va vorbi așa cum El hotărăște. Slăviți să fie Domnul Iisus Hristos! Cuvântul din după amiază aceasta ne aduce, mai bine zis, o reabilitare dacă stăm să ne cercetăm în viața noastră. Sunt oameni care sunt prieteni, sunt, mai bine zis, frați, care consideră că mersul pe calea pocăinței poate să fie oricum. Vreau să vă spun că Biblia are principiile ei, cuvântul lui Dumnezeu trebuie împlinit. Și trebuie să dăm la o parte orice piedică. Orice lucrare care vine din partea celui rău. Și Biblia ne învață și spune, feriți-vă de tot ce vi se pare că este rău. Domnul să ne ajute la lucrul acesta. Un fiu, un tată, nu vorbește de la începutul textului doar de amândoi și numai de unul și spune despre decizia celui mai mic. El a luat o decizie, gata, m-am săturat, el mi-ajunge cu viața asta de pocăință, el mi-ajunge cu rugăciunea, mi-ajunge bine cu biserica, ia să-mi fac și un pic de cap. Dar de ce să nu mă duc și eu undeva să mă distrez, să mă simt bine? Dar ca să te simți bine, să te distrezi în felul lumii, îți trebuie ceva, un capital, îți trebuie niște bani în zonă. Și fiul vine la tată și spune, auzi, tată, astăzi am încălcat, nu mă mai convinci tu. Mie îmi dai partea de avere, ce mi se cuvine mie, ce este a mea? Am rămas și de multe ori când stau și te textul ăsta, mă gândesc, de ce nu sunt eu o fi căutat tatălui să-l duplă ceva? Auzi, nu-i bine. Oprește-te. Stai. Uite ce îți oferă locul în care vrei tu să te duci. Nu. Tatăl, Biblia arată că i-a dat partea de avere. Ce-a făcut el? Alegerea pe care l-a făcut-o tânăr copilul acesta, tatăl nu i-a stat împotrivă. Și-a zis din contră. Bine. Uite. Asta ți se cuvine ție. De multe ori ne primim sfaturi. Ni se dau sfaturi. Și avem printre noi oameni care au experiență, au ani prin care au trecut greutăți și vin și ne spun nouă, care suntem mai tineri, auzi, nu-i bine să faci lucrul ăsta. Și ne considerăm, asta a fost în timpul tău, în timpul meu, altă vreme. Acum gândim altfel. Acum umblăm cu telefoanele, cu celularul, cu calculatorul, după noi mai bine zis. Ce mai fi să ne vezi pe noi? Cum spunea un frate din Cana Sebeș, că s-a dus la un tânăr și a spus, vezi că ceea ce faci nu-i bine, oprește-te. O zis, auzi, frate, vezi că ești expirat. Un răspuns. Frate, eu pot să ajung capul și Doamne, dacă ești expirat, tu nu ești expirat. Tu poți să-l convingi, să ieși înainte și să-l trezești. Și în ziua de astăzi avem nevoie de o trezire toți. Amin. Nu știu ce fel risipește averea pe care Dumnezeu ți-a dat-o. Dar trebuie să te gândești bine că șarul care este dat poate să fie o avere pentru noi. Și dacă nu profităm, să o prețuim, să profităm de acest har pe care ne dă Dumnezeu, să știm să-l folosim spre mântuirea și spre pocăința noastră, vreau să vă spun că va veni o vreme când vom căuta mulți dintre noi acest har. Și nu va fi. Astăzi este o zi pe care Domnul o dărâtă-o. Nu mâine. Și cine zice mâine, nu? Diavolul. Diavolul zice, mâine, Dumnezeu zice azi. Pocăința de astăzi, Dumnezeu pe care îl cunosc și știu, este un Dumnezeu de prezent. Și El în fiecare zi este cu noi. Așa s-o cânta la început. El e cu noi în fiecare zi. În fiecare zi Domnul spune, Viorel, nu te temi. Am ceva pentru tine. Am și încercarea, dar am și binecuvântarea. Vezi binecuvântarea. Așa e? Niciodată. La binecuvântări vrem toți. Dar să știți că pentru ele trebuie să fim încercați. Dacă nu ne încearcă Domnul, nu știm prețul binecuvântarea pe care le dă. Și copilul acesta a fost așa de hotărât, a zis orice-ar fi, eu mă duc acum să mă distrez. În lumea aceasta, oamenii oferă, diavolul vine și oferă. Uite, asta poți să faci, o să ai toate lucrurile, tot ce vrei tu.
Mi-aduc aminte că anul trecut a fost aici la noi un prudenă, Marcus. Vreau să vă spun că atunci când eu telefonic doar am zis despre el, mama lui îmi zicea, frate, roagă-te pentru că nu mai știu ce să fac cu copilul acesta. Îmi rupe inima mie. Ceva lui Demi din partea lui spunea, când treceai pe lângă casa mamei lui, din drum auzeai cu zbiară la Dumnezeu. Deci ea nu mai știa să se roage, ea zbera. Pentru că o duia sufletul pentru copilul ei care umbla în lucrurile mizerabile ale lumii. Un copil care a fost adus la binecuvântare și diavolul o câștiga și l-a tras în lumea păcatului. Să nu te înșeli, crezând că doar acum este înțelepciune. Dacă Dumnezeu te ajuta să faci o facultate, dacă Dumnezeu te ajuta să ajungi la un post bun, dacă Dumnezeu te-a binecuvântat cu bani, asta nu înseamnă că ai înțelepciune, ci că a fost harul lui Dumnezeu. Dar caută să le folosești toate acestea spre slava lui Dumnezeu. Lăudați să fie Domnul Iisus Hristos. Vreau să vă spun că pentru a pierde viața, mai bine zis mântuirea, nu trebuie să te rupi mult. Nu trebuie să te rupi mult. O clipă de nevechere și diavolul te-o trăti pe groapă. Păcatul stă și bate la ușă. Dar tu să stăpânești. Să nu te stăpânească el. Diavolul, spunea un frate, rolul lui este să vină să te încerce. Ia să văd. Și așa este. Dacă îi deschidem noi ușa, el vine și se stabilește acolo. Și începe să-și facă el teritoriul lui și din ce în ce mai mult, dați mai cu câte un pic, câte un pic, acea, până la urmă te-a câștigat de tot. Și când vine cineva să spună, nu-i bine ce faci, o să-i spui, nu se poate, e chiar foarte bine. Dacă Domnul îți dă un cuvânt pentru cineva și nu-i l-ai spus la timp, s-ar putea să dai socoteală pentru lucrul acesta. Nu doar trebuie să fii un proroc sau un văzător să te duci să-i spui cuiva că nu este bine ceea ce face. Ci trebuie să fii un om la îndemâna lui Dumnezeu. Eram în Irlanda și după aproape două săptămâni în slujire, îmi doream foarte mult să vină Domnul să spună și mie un cuvânt. Și a zis, Doamne, dacă ai un proroc, un om pe care tu să-l folosești aici, în zona asta, trimite-l să vorbească. Să vorbești tu prin el. Seara ne trezim cu un frate venit de la 400 de kilometri și spune, Domnul m-a trimis, sunt doi frați veniți din România și Domnul m-a trimis că am un cuvânt din partea Domnului pentru ei. Și prima dată au venit și mi-a zis Domnul exact toate lucrurile care eu le aveam și nu știam ce să fac. Trebuiam, aveam nevoie de un răspuns. Și a rămas atât de uimit și a zis, Doamne, când tu vrei, tu poți, la tine toate sunt cu putință. Dar trebuie să găsească omul, să te găsească Domnul acolo, la locul potrivit. Ca omul să nu se piardă, celălalt suflet să nu se piardă. Și spune cuvântul Domnului Iisus, s-a dus fiul și spune, Tată, dă-mi partea de avere ce mi se cuvine. Și tatăl a făcut împărțirea. E și ne-a venit. O să zic, asta e partea ta, asta e partea lui frate-o, acum fiecare face ce credeți. Normal, logic, nu? Te-ai fi dus cu banca de avere, să o pun undeva la o bancă și să se mulțească. Că știe Domnul. Dar zice Biblia că acest fiu nu a făcut așa. Și spune foarte clar, zice, nu după multe zile, fiul cel mai tânăr a strâns totul, cred că nu lăsa nici măcar 50 de bani acolo. Totul acolo. Avea strigatul bun. Și-a plecat. Dar știți, și-a făcut o traiectorie, un plan. Lasă că mă duc în Germania. Acum se trăiește bine în Germania. O să trăiesc bine acolo. O să am nevoie. Și mulți au plecat, nu numai în Germania, în oricare altă țară. Au plecat și s-au dus și chiar aici în țara noastră și-au pierdut mântuirea. Care au umblat cu Dumnezeu o perioadă și după aceea acolo au văzut alte lucruri. Și s-au atașat de el.
Vreau să vă spun că avem un har deosebit. Să cunoaștem, să nu trece lipsă de niciun dar din partea lui Dumnezeu. Să-ți vorbească Domnul prin prolog, să-ți vorbească Domnul prin cântare, să-ți vorbească Domnul prin vise de noapte sau de deni. Avem un mare har. Am întâlnit un păstor în Ingolstadt, neamț de origine, și după ce am slujit, au venit la mine și au spus, zice, mă uimește că la noi așa ceva nu se vorbește. La noi numai despre dragoste și despre ceea ce poți să faci. Și la noi cam toate lucrurile se pot face. Aveam un alt frate care îmi traducea, germană, nu știu să știți. Am zis, Doamne, fă o trezire și aici, dar fă o trezire și România. Fă o trezire și biserica din Vulcan. Să umblăm după voia lui Dumnezeu. Și au zis dumneavoastră, după ce a plecat acest copil, acest fiu, zice cuvântul Domnului Iisus, și-a risipit toată avia, ducând o viață destrăbălată. Ce zice dumneavoastră? Firește, normal. Ne gândim, umbla prin tot felul de loc, prin tot felul de casino. S-a dus prin, pe la orice discotecă. S-a dus prin orice casă unde era mizerie, păcatul. Vreau să vă spun, dacă ne dăm spiritual, când un copil al lui Dumnezeu se depărtează de Dumnezeu, averea pe care o acumulează el este cuvântul lui Dumnezeu. Și când se depărtează de Dumnezeu, începe să meargă și la alte religii. Ia să văd, nu o fi mai bine acolo. Dar nu o fi mai bine în partea asta la altă. Spunea cineva, bă, aici mai bine, că ăștia mai dau voie câte un par de vin. Merge. Câte un par de șinat, zicea cineva. Aici e mai bine, acolo voi mai bine. Și am zis, de ce? Pentru că Biblia nu ne dă voie să facem ceea ce întinează templul acesta. Voi sunteți temple ale Duhului Sfânt. Noi toți trebuie să fim sfinți, pentru că așa spune cuvântul Domnului. Dumnezeu să ne binecuvinteze, să ne ajute la aceasta. Pierderea averii. Averii reprezintă pierderea cunoașterii lui Dumnezeu. Pierderea, bine mai bine zis, a relației cu Dumnezeu. Și Domnul să ne ajute să nu ne pierdem relația cu El. Să nu ne pierdem averea niciodată, cine a dat-o Domnul. Averea aceasta o purtăm în niște vase de lut. Noi suntem vase de lut. Mi-aduc aminte de prima predică pe care a avut-o Petru, după ce a predicat Duhul Sfânt înaintea lui, a coborârea Duhului Sfânt. Petru a avut o predică și spun, nu te-o legânat pe brață, nu le-o zis, voi sunteți ok, sunteți una de acuzare. Voi l-ați omorât pe Iisus. Voi sunteți vinovați. M-am uitat, am zis, dacă ar fi venit la noi cu o predică de asta, am fi rămas la biserica acolo. Ar fi plecat, pe dacă e așa, are ce mai gata, ar plecat. Dar acolo a lăsat Dumnezeu înțelepciune și unul dintre eu zis, bine, pentru că suntem vinovați. Așa e cum zici tu. Care e soluția pe care ne dai? Ce trebuie să faci? Să vă pocăiți. Prin dreptele acolo era o grămadă de fii risipitori. Și ea trebuia să se întoarcă acasă. Și printre noi avem fii risipitori. Și cred că după amiază aceasta Domnul vrea să ne vorbească. Să se întoarcă acasă. Și să se leagă că legătura cu Dumnezeu trebuie să fie una strânsă și nu doar de moment, nu doar atunci când treci prin cazul și să fie și la bine și la greu să stai cu Dumnezeu. Amin. Domnul să ne ajute la aceasta. Amin. Un alt lucru care se întâmplă în viața acestui tânăr, își pierde identitatea. Își schimbă stăpân. Își alege un stăpân care nu interesează decât persoana lui. Un stăpân egoist, un stăpân care avea lângă el lăcomia și o hrănea. Și mai trebuia pe cineva care să hrănească lăcomia, că sigur nu se descurca. Duhurile
Acestea lăcomie vin în viața multora dintre noi. Iar poate pot să îmi câștig vreo 20 de milioane de euro și să-mi fac palate și case mari. Nu este exagerat. Dacă ai o casă și te-a binecuvântat Dumnezeu, mulțumește Domnului. Dar când în loc să-L cauți pe Domnul și alegi numai după lucrurile astea pământești, vreau să spun că îți pierzi identitatea. Îți schimbi stăpânii. Și fiul risipitor arată cuvântul Domnului Iisus că el a început acest fiul risipitor să fie foame. Numai apă, numai pită. Și a început să se uită la roșiove. Gata, acum schimbăm meniul. Nu mai făcut acolo unde era berșoc de pâine. A zis, hai să trec pe partea alaltă. Fraților, cu roșcovelele astea mulți se hrănesc dintre noi. Cuvântul Domnului spune, nu vă hrăniți cu nădejde și înșelătoare. Nu vă înșelați singur, ceea ce seamănă omul, aceea se cedă. Și acum ar fi bine, înăuntru nostru, Doamne, ce am semănat? Cum am semănat eu cu lans? Oare a fost prin Duhul? Sau a fost prin firea pământească? Facă Domnul să fim oameni duhovnicești. Tot ce facem, să facem cu frică de Domnul. Și tot ce semănăm, să semănăm prin Duhul lui Dumnezeu. De multe ori vorbim cu atâta bucurie despre unele lucruri care ar trebui să ne pară rău. Chiar am întâlnit oameni care erau atât de satisfăcuți de trecutul lor. Dar vreau să vă spun, noi trecutul trebuie să lăsăm în urmă. Și să privim la ceea ce este înainte, la ceea ce ne-a dat Domnul, la ceea ce suntem astăzi prin îndurarea Domnului. Dacă ne uităm în trecut, nu o să găsim decât mizerie, păcat, răutate, invidie, ură, lăcomie, și așa mai departe. Dacă vom privi spre Iisus, vom găsi dragoste, biruință, bucurie, pace, lucruri de care avem nevoie. Doamne, ajută-ne la aceasta. Ții minte că într-una din zile eram acasă și stăteam, am zis, gata, am fost vreo câteva zile, o săptămână pe la Râmnicu Vâlcea și am zis, Doamne, mă simt așa obosit, stau și acasă. Și Duhul Sfânt zice, acum te îmbraci și te duci la Tetila. La satul de cartofi. Și a zis, Doamne, ce să mă mai duc? Dar n-ai atâția, poți să trimiți de la Târgu Jiu, că e aproape. Și Domnul spune, nu, te duci acolo. Și am zis, Doamne, nu mă duc acolo. Uite, mă duc la Lupe. Mă duc la Lupe și stau acolo și ascult și eu cuvântul și mă rog. Domnul spune, te vei duce, dar adunarea va fi închisă. Până nu vei pleca tu, adunarea nu se va deschide. Și m-am dus. Am stat 9 și 10, m-am tot de tata și a zis, nu mai vine nimeni. Adunarea închisă. Ceva care pentru mine a fost o uimire. Am zis, Doamne, mă duc. Dar n-am mașină. Eu n-am cu ce să ajung. Și spune Domnul, zice, nu te teme, toate au fost pregătite. Dar pentru neascultarea ta e să plătești. Și am avut două operații la piciorul stâng. Din pricina neascultării. Și să știți că mai trage deodată. Așa este. Ne pedepsește ca un bun păstor, cu milă, când greșim. Fie binecuvântat numele Domnului Iisus. Și m-am suit în microbus. Am plecat la intersecție la Livezen, o mașină, era oprită. Domnule, unde mergi? Domnule, mă duc până la sadul aici, la sadul 2, mai exact. Hai, Domnule, că pe dumneata de te aștept. Cum să mă aștepte pe mine? Dar cuvântul care a fost rostit de Domnul, toate sunt pregătite. S-au împlinit. Și în mașină spune că el este de la oastea Domnului. Și cântau o cântare. Și au auzit o voce care a spus să se oprească. Și au zis, nu mă opresc, eu nu iau ocazie pe nimeni. Și mașina i s-a oprit.
Și când am ajuns, au zis, nu, acum, hai să vedem dacă ăsta e Dumnezeu care m-a oprit. Și-o pornit mașina. Fraților, nu-ți bazme, îți realități. Că Dumnezeu asta face pentru un suflet de popoare. Și am ajuns la satul și m-am dus în adunare de acolo, la Tetir, la satul 2. Eram într-o căsuță de asta, mai mic. Era un grup de frați acolo și se rugau. M-am pus și m-am rugat și am pus o altă experiență pe care n-am avut-o eu, am auzit-o de la niște frați, o experiență, o lucrare zidătoare care a dus, bineînțeles, schimbarea vieții unui suflet care Dumnezeu mai târziu l-a făcut un evanghelist. După mărturisirea aceasta, am auzit dintr-o dată un plâset foarte puternic și un tânăr s-a aruncat cu fața așa la pământ și a zis, de ani de zile, mă rog să-mi zică Domnul ceva. Și astăzi am primit cuvântul din partea lui Dumnezeu. Gata, mă întorc acasă. Nu mai vreau să stau în lumea asta. M-am săturat de lumea asta. Vreau să fiu copilul lui Dumnezeu. Am rămas uimit. Am spus, pentru tânărul ăsta m-ai trimis aici. Eu Dumnezeu pentru el. Pentru el. Noi nu știm adesea ce importanță are un suflet înaintea Domnului. De multe ori spunem la mulți, tu faci un pas, Domnul face doi. Dar în Biblie nu găsiți așa ceva scris. Dar găsim altceva și în textul de astăzi o să găsiți că Dumnezeu alea spre cer care e pierdut. Zic ca Dumnezeu să ne binecuvinteze și să înțelegem foarte bine. Porcii reprezintă Duhul de lăcomie. Cei ce caută astfel de lucruri au rătăcit de la adevăr. Și mai e presus de toate aceste lucruri, când cauți să ai bogăție, să ai fală, să ai un nume, să te vadă lumea bine, că tu ești cineva. Adesea spun că și eu sunt cineva la mine acasă. Știți dumneavoastră? Cineva să ducă plasele, cineva să ducă. La cum noi nu mă ducă, am pe alții. Dar vreau să vă spun că oamenii care caută să fie văzut bine de către oameni, relația lor cu Dumnezeu e compromisă. Dar când caută să fie văzut bine de Dumnezeu, și relația cu oamenii este una bună. Pentru că Dumnezeu deschide ușile cele mai zăvorâte. Slăviți să fie Domnul Iisus Hristos. Vreau să vă spun că tânărul despre care vă vorbeam, Marcus, Dumnezeu a lucrat în viața lui, s-a pocăit. Nu de multă vreme m-a sunat și a zis, frate, mama mea s-a rugat pentru mine mult. Acum e vremea să ne rugăm noi pentru ea. A avut un accident și în comă. Până alaltă ieri, doctorii n-au dat nicio șansă. Dar Dumnezeu a scurtat rugăciunile. Și a dat viață. A trezit-o din comă, o scosă de la aparate și Dumnezeu își prostăvește numele. Și medicii spun, e un miracol, e o minune. Cum se poate așa ceva? Că nimeni nu scapă. Uite, dați-vă la ea. Va fi o legumă. Dar nu. Când și-a revenit, o cunosc pe toată lumea. O știu ce s-a întâmplat. O știu că este într-un accident grav. Și-a zis, eu știu că Dumnezeu nu va vindeca. Trebuie să credem că Dumnezeu face minuni. Pentru că El vindecă orice stare, orice suferință. Și vindecă și sufletul. Nu numai trupul. Binecuvântat să fie Domnul. Dar aceste lucruri se întâmplă când te hrănești cu El, din mâna Lui, și te încrezi în El, în Dumnezeu. Nu tu când te hrănești din lucrurile care lumea ți le oferă, din lucrurile lui Satan. Roșcovele pe care și-ar fi dorit Fiul Risipitor să le mănânce, nu l-am. Pentru că erau fomentați acolo și mâncau tot. S-ar putea ca într-o zi să-ți dai seama de aceste lucruri. Dar ar fi bine ca astăzi să te trezești și să nu mai alergi după lucrurile astea pământești, să alergi după împărăția lui Dumnezeu împreună cu mine și căutând împărăția celor toate celelalte lucruri să dau pe deasupra. Ați vă spun pentru că cred 100% că acest cuvânt al lui Dumnezeu este adevărat absolut. Și numai dacă vrei să vezi ce poate face Dumnezeu, trebuie să te crezi și lași fel să lucreze cum vrea. Slăviți să fie Domnul Iisus Hristos! Un alt lucru care se întâmplă în al treilea lucru, în al treilea pas, după perioada în care el stă acolo și se tot gândește, își
aduce aminte, să trezești. Mă, stai un pic, eu... Păi, mă, ce caut aici? Ce caut aici? N-avea nici unde să doarmă, poate? Mai putea și vântul, mai venea și câte o ploaie. Acum stai cu porci. Că ai vrut partea de moștenire. Dar să trezești, zice Scriptura. Și își vine în fire. Și Petru și-a venit în fire. Știți? Și-a venit Petru în fire la temniță. După ce l-a scos sângele afară, și-a venit în fire. Stai că aici e tot. El l-a scos. El te scoate, Dumnezeu te scoate la loc larg. Pentru că e Dumnezeu și te iubește. Și atunci, la un moment dat, tânăr, copilul acesta își vine și zice, oh, că-ți argase tatăl meu de judecată. Se vedea la pita aia, poate că era caldă, poate că, oricum, era pâinea de acasă și cea mai bună pâine acasă. Chiar dacă e mai tare un pic, e acasă și o mănânci acasă. Ce ești fericit. Așa se întâmplă, oamenii caută fericirea de-a de-a. O caută și tot nu găsesc. Și la mare distanță. Fericire cu Iisus. Și alături de El, e cel mai binecuvântator. Am zis, cuvântul Domnului spune aici foarte clar. Și a venit în fire și a zis, câți argați ai tatălui meu? Au belșug de pâine. Iar eu mor de foame. Câți dintre noi luăm pâinea asta? Asta e pâine. Pâinea vieții. Cuvântul lui Dumnezeu. Câți dintre noi ne hrănim cu această pâine? La propriu dăm bine să mănânce. Să vedem. Slavă Domnului Iisus că avem. Dar la suflet? Ce zice dumneavoastră? Când este greu să spunem un amin. Dar trebuie să mai citim Biblia așa cum ne cere Dumnezeu. Avem nevoie de această pâine. Avem nevoie și de cealaltă. Dar avem nevoie de Cuvântul lui Dumnezeu în viața noastră. Ca arena potrivită să aducă loc. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Și să trezește și ce face. Nu pleacă bine. Stă și să gândă. Stai un pic. Eu cum să fac intrare acum? Că am făcut ceva care m-a costat. De multe ori luăm decizii și acum să ne scoată Domnul de la încurcătură. Că doar noi am intrat acolo. Și face o rugăciune așa, care să vină din suflet. Nu una scrisă. Am văzut un frate scria rugăciuni și frate, iau și uite-a luat de ei. Biblia zice așa, în Ioan, capitolul 4, Evanghelia lui Ioan, capitolul 4, acolo zice că adevărați închinători ai Tatălui meu se închină în rușii adevăr. Adică rugăciunea pleacă de aici. Mă dupăs ce scrie. Și s-a apucat. Și a zis, acum am să mă duc la tatăl meu. Am să-i spun, am să mă recunosc. Cel mai greu lucru în viață, recunoaștere. Că știi că ai greșit față de fratele tău, cel mai greu să te recunoști. Cel mai greu să te duci să te pleci și să spui, frate, iartă-mă, am greșit. Sau mai găsești câte unul care vrei să știe dreptate și să-ți întoarce spatele. N-am ce discuta cu tine. Să te ierte Dumnezeu, că eu nu pot. Nu pot. Vreau să spun, când vrei, când trebuie, sau mai bine zis, dacă vrei să-ți recapezi identitatea, să fii într-o legătură specială cu Dumnezeu, trebuie să fii în stare să te recunoști greșelile înaintea Domnului. Și zice aici cuvântul Domnului, mă voi scula, mă voi duce la tatăl meu și am să-i zic, tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta. Versetul 10 din aceeași pagină ne spune de ce spune împotriva cerului și împotriva ta, pentru că m-a spus în unele momente, în altă dată, că ordinea nu se schimbă niciodată. Când un păcătos se întoarce la Domnul, tot cerul se bucură. Așa spune versetul 10. Tot așa vă spun, că este bucurie înaintea Îngerului Dumnezeu pentru un singur păcătos care se pocăiește. Și normal când pleci de acasă, te depărtezi de Dumnezeu, se întâmplă partea cealaltă, că se supără tot cerul. Dar un tată stătea mereu și să uita. Am fost impresionat de fost mișcat de poezia care tatele Felix o recitat-o. Dumnezeu să-L binecuvânteze. Se dea
toată viața cât trăiește, putere să recite și mesaj și poezii din partea lui Dumnezeu. Să dea și să uita tatăl. De câte ori trecea prin zona aceea, spunea că aici trebuie să întoarcă fiul meu. Fraților, noi care avem copii, îi cunoaștem și după mers. Îi știm și glasul. Știm și când pune mâna pe clanță la ușă. Știm care dintre ei intră. Știm cum deschide ușa. Și tatăl știa că pe acolo trebuie fiul lui să se întoarcă acasă. Știa că fiul lui trebuie să vină înapoi. Știa că este de casă, dar trebuia să vină înapoi el personal. Nu mers tatăl după el. Ci trebuia el să facă primul pas. Să vină acasă. Să aibă bună voință. De multe ori avem nevoie de bună voință în viața noastră. Să mergem, să ne întoarcem cu inima spre Dumnezeu. Și să înțelegem că depindem de Dumnezeu. Eu nu depind de El. Că de n-ar fi fost Domnul de partea noastră. Mulți dintre noi am fost înțelepți. Mă gândeam, acum 10 ani, când am fost prins în explozie la mină, am ajuns să lucrez din nou la locul unde am fost prins în explozie. Și pentru jumătate de oră am retrăit momentele alea, că nu mai aveam nici respirație. Și am zis, Doamne, dacă Tu nu erai cu mine, poate acum mă scoteau ăștia de aici. Că nu intra nimeni după mine ca să mă scoată de acolo. Dar bunătatea lui Dumnezeu se înluiește în fiecare zi față de fiecare dintre noi. Pentru că așa e Dumnezeu. Binecuvântat să fie Domnul. După ce își face rugăciunea, după ce se gândește cum să vorbească, merge la tatăl său. Merge spre casa tatălui său. Spre casa lui normal. Vreau să vă spun că statutul de fiu nu se pierde. Ea rămâne. Doar noi credem că se pierde. Dar ea rămâne. Și cuvântul lui Dumnezeu spune aici. După ce și-o făcut rugăciune, zice, și s-a sculat și a plecat la tatăl său. Când încă ea departe. Tatăl său l-a văzut. O stat acolo și l-a așteptat. Nu știu dacă l-a așteptat de dimineața până seara. Vreau să vă spun. Părinți care își așteaptă copiii să vină acasă. Să se întoarcă la Dumnezeu. Să așteaptă poate să vină dintr-o țară depărtată. Și primește telefon. Mamă, tată, vezi că sunt pe drum. Unde mai curi și noaptea aia. Și aștept să vină. Am l-ai văzut de ani de zile. Și te gândești tare cum o fi. S-o mai îngreșat? O mai fi slăbit? Oare i-a lipă în caș? Ce s-a întâmplat cu el? Tatăl stătea acolo și l-a așteptat. Și l-a văzut. A văzut mersul lui. A văzut purtarea și a zis, nu acum, sunt sigur. El. Și fiul zice cuvântul lui Dumnezeu. Când a venit, nu știu uita rugăciunea lui. Nu știu ce rând, nu știu uita mijlocul de a cere iertare. Și i-a zis, tată, am păcătuit. Dar vreau să vă spun că Biblia arată niște pași pe care tatăl îi face spre fiul. Și în versetul 20 zice cuvântul lui Dumnezeu. Tatăl său, când era departe, tatăl său, primul lucru, l-a văzut. Al doilea pas, i s-a făcut milă. În al treilea pas, zice cuvântul Dumnezeu, alerga, i-a căzut pe grumazul lui. Și l-a sărutat mult. Un alt pas pe care îl face. Îi arată dragostea lui de tată. Prin jertfa din Golgota, tatăl și-a arătat dragostea față de noi. Și l-a dat pe singurul său fiu. Așa spune cuvântul Domnului. Pentru că atât de mult Dumnezeu a iubit lumea, încât a dat pe singurul său fiu. Toate lucrurile acestea au fost făcute din dragostea lui pentru noi, pentru oameni. Și zic ca Dumnezeu să ne binecuvânteze, să ne ajute. Să ascultăm de Dumnezeu. Un alt lucru care îl face tatăl, dă poruncă, un alt pas. Și zice cuvântul Domnului, dar tatăl a zis robilor săi, aduceți repede haina cea mai bună. Îl și îmbracă. Că le-a dezbrăcat.
Diavolul când te prinde, te dezbracă de tot. Îți ia putere, îți ia timp de rugăciune, îți ia dorința de post, îți ia dorința de facere de bine. Toate lucrurile astea ți le ia. Și te dezbracă. Și Tatăl îi dă haine înapoi. Auzi, eu te îmbracă. Uite aici o haină. Cea mai bună haină. Zic ca Domnul să ne ajute să fim îmbrăcați cu această haină. În Apocalipsă o găsim, scris acolo. Și un alt lucru care face, îi pună un inel în deget. Și Domnul să ne îmbrace pe toți cu Duhul Sfânt. Cei ce au, să le facă Domnul numele. Cei ce n-au, să le dea Domnul și lor, așa cum știe Dumnezeu. Știți că Dumnezeu nu dă cu jumătate de măsură, cum zic unii. Dumnezeu dă plin. Paharul unde este plin, e dă. Așa spune cuvântul Domnului. Și cuvântul Domnului spune un alt lucru. Și încălță minte în picioare. Eu pus râvnă pentru cuvântul Lui. Doamne, dă-ne râvnă pentru cuvântul Tău. Zic ca Dumnezeu să ne binecuvinteze. Și un alt lucru foarte important. Aduceți fițelul cel între șase iase. O jertfă. Și jertfa pentru noi a fost dată. Acum e timpul să ne jertfim noi. Pentru Domnul. Și pentru frații noștri. Pentru semenii noștri. Să nu uităm. Într-o rugăciune poți să-ți amintești. De un prieten. De o rudă. De cineva drag. Și să spui, Doamne, adu-l înapoi acasă. Ca Dumnezeu să ne întărească. Să ne dea mult de rugăciune. Să căutăm să rămânem îmbrăcați, să nu ne pierdem identitatea cu Dumnezeu, să căutăm să rămânem în cât ne-a, Dumnezeu, cât ne-a dat Dumnezeu în privitor la cunoașterea despre El, să dorim să-L cunoaștem mai mult pe El, pe Dumnezeu, și El să va descoperi. Zic ca Dumnezeu să ne binecuvinteze. Amin. Ah!
care mulți dintre noi ne regăsim în această Scriptură. Poate ai ajuns acel care cândva o duceai bine în casa Domnului, totul era de obște, frații te iubeau, adunarea era de partea ta, poporul era cu tine și toate lucrurile mergeau bine. Dar vine ziua când te-ai încăpățânat și ai spus: nu mai vreau aici, mă duc în altă parte, nu mai este Dumnezeu aici, din altă parte. Și ai început să faci mutări după mutări. Dar toate le-ai făcut în defolosul tău. Pentru că aceste lucruri nu te-au făcut mai bun, pentru că aceste lucruri nu te-au adus la o stare plăcută înaintea lui Dumnezeu. Și după ce vezi că toate lucrurile le-ai făcut și poate frații ți-au spus, vezi că nu-i bine să mergi acolo, vezi că nu-i bine să bei din mlasna aia, din apa aia, să nu bei de acolo, că te vei otrăvi și vei muri, sufletește, nu trupește. Și tu ai spus că are cineva ceva cu tine, comitetul ăla împotriva ta, păstorul împotriva ta și toate lucrurile le-ai văzut că sunt împotriva ta. Și te-ai încăpățânat și te-ai dus. Și ți s-a întâmplat ceea ce ți s-a vestit și ți-a spus. Vezi că nu-i bine să faci lucrul acela. Suntem tentați în zilele noastre de astăzi, când se spune adevărul, să ne supărăm. Dar aș vrea ca Dumnezeu în seara zilei de astăzi să ne spună clar: caută-L pe Dumnezeu acolo unde este El. Caută-L pe Iisus acolo unde se prezintă El. Acolo unde nu este fățărnicie, acolo unde nu este lucruri pe care chiar putea împiedica de a-L sluji pe Iisus. Căci la început toate lucrurile ți se par bune, toate apele sunt dulci, dar vine vremea când buși să arată adevărata față, atunci vrei să mai întorci ceasul înapoi. Vrei să mai întorci lucrurile înapoi, dar nu se mai pot. Doamne, ai milă de noi. Amin. În seara zilei de astăzi. Poate după ce te-ai dus și la mulți le-au părut rău că ai plecat, la părinții tăi, la frații tăi, la surorile tale, poate le-au părut rău că tu ai făcut alegerea aceasta. Dar tu te-ai dus, nu conta hotărârea lor, ci conta hotărârea ta. O venit vremea când au trebuit să vii înapoi și abia atunci vii cu o cerere de înscriere ca membru în adunarea cu tare și cu tare. Dar se întâmplă că și împotriva ta vine opusul. Tu ai aștepta ca cererea ta, dacă astăzi ai pus-o, astăzi să dea răspunsul. Și poate trece o lună, și poate trece două, și trece o jumătate de an, și tu nu mai primești răspunsul acelei cereri, acelei rugăciuni, acelei rugăminți care ai făcut-o în fața unui păstor, a unui comitet. Și te întrebi, ăștia au ceva cu mine? Dar să știi, ăștia n-au trecut și ne-ai trecut tu. Nu știe durerea, nu știe din ce ai trecut. Nu știe sărăcia, nu știe lucrul prin care ai trecut. Și de aia cred că nu se grăbesc să-ți răspundă. Dar bucură-te că și când ai făcut pasul acesta și te-ai întunat înapoi, Iisus Hristos e cu tine și lângă tine. Chiar dacă oamenii te părăsesc și oamenii stau cumva reținuți la ceea ce se va întâmpla în continuare, tu bucură-te că această hotărâre e luată înaintea lui Dumnezeu și Dumnezeu e cu tine. Și Dumnezeu ți-a luat în calcul ceea ce ai vrut să faci. Și El te primește cu brațele deschise. Chiar dacă oamenii sunt mai reținuți în vremurile noastre de astăzi, dar vreau să-ți spun că Dumnezeu nu-i reținut. Iisus Hristos astăzi stă cu brațele deschise. Și așteaptă un păcătos să se întoarcă acasă. Așteaptă un păcătos să se întoarcă la Dumnezeu. Și-i mare bucurie, așa cum ați auzit, și în cer și pe pământ.
Ce bucurie are un părinte când se roagă de ani de zile pentru fiul lui sau fiica lui și nu vede niciun semn pozitiv. Parcă din contra lucrurile se manifestă mai rău. Din contra parcă lucrurile sunt mai puternice. Dar vine o zi când învinge Iisus Hristos. Vine o zi când răspunsul rugăciunii tale e ajuns pe altarul lui Dumnezeu. Și de acolo se trimite garde de îngeri. Și de acolo se trimite îngerul Domnului să fie să apere, să fie să răspundă rugăciunii tale. Și îl vezi într-o bună zi că fiul tău, fiica ta, nu mai este aceea care a fost. Ceva s-a început să se schimbe, ceva s-a schimbat de la ea. Și mare bucurie vine inima ta și zici, mare Dumnezeu! Așa facem și noi de multe ori cu Dumnezeu. Cum fac copiii noștri cu noi. Dar eu aș vrea ca în această seară să-ți garantez pe Sfânta Scriptură și să-ți spun. Dacă te-ai întors, nu te-ai întors la om, ci te-ai întors la Cel ce-a făcut cerul și pământul și acesta e Dumnezeu mărit de fie numele Lui. Și dacă vrei să-ți cuplezi firul de legătură între tine și cer, nu aștepta ca omul să ți-l cuplează, ci cuplează-l tu cu Dumnezeu. Și vei avea din nou legătura cu cerul. Și te vei bucura din nou cu Dumnezeul tău, care te iubește și nu obosește, iertând, slăvit să fie numele Lui. Uită-te în sus și vezi că izbăvirea e lângă tine. Uită-te în sus și vezi că cerul s-a deschis. Așa cum s-a deschis odinioară pentru Ștefan. Și atunci când era încercarea mai grea, și atunci când era problema mai dureroasă, el se uită în sus și vede cerul deschis și pe fiul omului stă la dreapta lui Dumnezeu. Și spune Sfânta Scriptură că nu stătea pe scaun, ci stătea în picioare și aștepta pe fiul său. Aștepta pe cel ce o slujit. Aștepta pe cel ce o făcut voia. Îți spun că în această seară Dumnezeu te-a așteptat și te mai așteaptă poate, dar nu-ți mai garantez că te mai așteaptă și mâine. Ceea ce îți pot garanta că te-a așteptat până aici slăvit să fie numele. S-ar putea de locul acesta să pleci cum ai venit, să pleci cu aceeași inimă cu care venit. Dar aș vrea și mă rog lui Dumnezeu în seara aceasta să fie o seară decisivă pentru tine și ființa ta. Pentru că nu vrei să slujești unui popor, pentru că nu vrei să slujești unor oameni, pentru că vrei să slujești Dumnezeul celui viu. A Lui să fie toată slava, a Lui să fie toată gloria, a Lui să fie toată mărirea vieții vieților. Mărit să fie Domnul. Nu știu de ce, n-am fost pregătit, pentru că fratele Viorel aici a decis ca acest text să-l pună. N-am fost decis ceea ce trebuie să vorbesc în seara zilei de astăzi. Nu știu de ce mi se dau cuvintele acestea, dar și un singur lucru, că Dumnezeu vrea să vă vorbească, că Dumnezeu vrea să spună că încă mai iubește sufletul tău, că încă nu te-o depăta pe deplin, nu te-o depăta de la fața Lui și încă mai este iertare la El, că încă jertfa lui Iisus mai e în picioare, mai e iertare. Grăbește-te și vino la iertare. Grăbește-te și împacă-te cu Dumnezeu, că vine o zi când vei mai vrea să te împaci și n-ai să poți. Chiar dacă oamenii nu ți-au dat un rezultat pozitiv, tu bucură-te că ești în casa lui Dumnezeu. Tu bucură-te că mai poți sta pe genunchi și poți să-i spune lui Dumnezeu, Abba, Tată. Tu bucură-te de lucrul acesta. Chiar dacă ar fi împotriva ta, dacă Domnul e de partea ta, e majoritatea. Pe cine vrei să aveți de partea dumneavoastră? Pe om sau pe Dumnezeu? Eu aș vrea să-L am pe Dumnezeu. Dacă am pe Dumnezeu, am cerul. Dacă am pe Dumnezeu, am raiul. Dacă am pe Dumnezeu, am pe Iisus Hristos. Dacă am pe Iisus Hristos, am puterea Duhului Sfânt. Și dacă am pe Duhul Sfânt, mă voi bucura o dată în veșnicie. Slăviți să fie numele Domnului. Nu vreți să vă bucurați
ajută-ne să luăm decizia cea mai potrivită pentru seara zilei de astăzi. Doamne, ajută-ne să ne împăcăm cu Tine. Și dacă vom fi împăcați cu Tine, dacă Tu vii la noapte, avem garanția că ne vom întâlni cu Tine. Dar dacă nu suntem împăcați cu Tine, nu avem garanția mântuirii. Și în această seară, pe garanția mântuirii, fie cărui suflet venit în locul acesta, fie cărui trup venit în casa aceasta, Dumnezeu să dea garanția mântuirii. Și El o poate da, așa cum l-a primit pe Fiul Risipitor Tatălui. Și i-a uitat cu ce obrăznicie a venit la El. I-a uitat cu ce aroganță a venit în taicia meu. Dar stai un pic, al tău nu-i nimic, că încă eu n-am murit ca să fie al tău. Și deocamdată e al nostru. Dar acest Tatăl nu face așa și ne dă o lecție în seara zilei de astăzi. Dumnezeu nu face cum facem noi, ci Dumnezeu are planurile Lui, Dumnezeu are legile Lui, Dumnezeu are coordonatele Lui, Dumnezeu știe ce face, noi de multe ori nu știm, dar El știe totul. Parcă vedem că cerul, parcă vedem că totul se deslanțuie împotriva noastră și Dumnezeu știe de ce lasă lucrurile acestea. Pentru că te vrea un om încercat, pentru că te vrea pentru împărăția Lui. Doamne, îndură-te de noi și nu la orice adiere de vânt să dăm înapoi, ci în toate lucrurile să mergem înainte. Căci înaintea noastră este cineva, e Iisus Hristos Domnul, care merge înaintea noastră, ne conduce spre împărăție. E Duhul Sfânt care ne înconjoară. E Duhul Sfânt atunci când ne dor picioarele, atunci când suntem loviți, atunci când nu mai putem merge, atunci când suntem căzuți. E Duhul Domnului care te ridică. E Duhul Domnului care te pare la și vrea să-ți arate cărarea și vrea să-ți spună că înaintea ta este unul care a biruit totul prin care treci tu. Și acela e Iisus Hristos, mărit să-i fie numele. Biserică din Vulcan, în seara aceasta fii pus în față. Ce vrei să faci? Cui vrei să-i slujești? Încotro vrei să mergi? Vrei să te întorci la Roșcove? Sau vrei să te întâlnești cu Tatăl tău, care te așteaptă în împărăția Lui? Eu doresc să mă întâlnesc cu El, pentru că de aceasta i-am slujit cu scumpătate, i-am slujit până acum. Vreau să mă întâlnesc cu El. E frumos pe plaiurile cereri. Și de multe ori, pentru mâncare de linche, ne vindem dreptul de fi născut și apoi vrem să-L mai luăm înapoi și nu ne-L mai venim. Doamne, ajută-ne ca în seara aceasta să vedem posibilitatea care ne-o creează Dumnezeu, să vedem cât de mult ne-o iubit Dumnezeu, să vedem că El nu ne-o lepădat de la fața Lui. Poate noi unele probleme și unele păcate și motiv la păcatului am zis, Dumnezeu ne-o lepădat de deplin de la fața Lui, nu mai avem nicio legătură cu El. Ăsta e diavolul care vine și șoptește. Eu vreau să-ți spun că în seara zilei de astăzi, Iisus Hristos te iubește. Vreau să-ți spun că în seara zilei de astăzi, Iisus Hristos te-a mântuit. Vreau să spun că în seara zilei de astăzi, Iisus Hristos de viață veșnică, slăvit să fie numele Lui. Și împacă-te în seara zilei de astăzi cu acest Iisus Hristos, care are aceste calități și care vrea cu orice preț să fii frate cu El, cu orice preț să fii copilul lui Dumnezeu. Nu vă gândiți ce nume minunat. Și de multe ori am dat cu piciorul în numele acesta de copil al lui Dumnezeu. Dar Dumnezeu spune că nu ține seama de vremurile neștiință, ce poruncește acum tuturora să se întoarcă la cine? La Cel ce dă viața la Dumnezeu. Mărit să fie Domnul! Îl vedem pe Pietru. Înainte de a primi Duhul Sfânt, era un fricos, era un om așa cum era el. Dar când a venit Duhul Sfânt, îl vedem pe Pietru care vine și spune clar, voi l-ați omorât pe Fiul lui Dumnezeu. Voi sunteți vrădiți de pediață. Și vedem de acolo, din mulțimea aceea, nu vine și îl spune, mă, Pietru, dar ce-i cu tine? Ai înnebunit ceva de s-o schimba? Nu. Ci spune că vine cuvântul care venea din mulțime. Fraților,
Ce să facem ca să fim mântuiți? Și vine Pietru și le spune, pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. E primul pas pe care trebuie să-l facă un om care se întoarce cu fața către Dumnezeu. Și apoi dacă se pocăiește și crede în Evanghelie, are garantată viața veșnică. Slăviți să fie Domnul! Eu rămân la aceste cuvinte și rog pe Dumnezeu în continuare, ceea ce n-am putut noi să vorbim, ceea ce n-am putut noi să vă explicăm, în vise de noapte, are de luat de Dumnezeu, de a vorbi omului, de a vorbi inimii tale, să te ia Dumnezeu în mâna Lui, să te prelucreze și să te forma dorită de El. Și vasul tău să capete o nouă valoare, vasul tău să fie un vas răscumpărat de Dumnezeu. Amin. Ne ridicăm în picioare.